Vorbim în continuare despre social media, care este un domeniu de interes în dezvoltare, cu trenduri în continuă schimbare. Este și o platformă în care trebuie să fii prezent dacă vrei ca afacerea ta să fie vizibilă. Despre pașii pe care trebuie să-i facă orice antreprenor în online, discutăm astăzi cu Dumitru Talmazan, antreprenor și expert în comunicare digitală. Bună dimineața și bine ai venit! Bună dimineața! Bună dimineața! Like and share! Subscribe! Click aici! Bună dimineața, Dumitru! Spune-ne, sau se tot spune despre faptul că nu poți să faci afaceri, nu poți să ai profit dacă nu ești vizibil în online, pe toate rețelele de socializare, și dacă mai e în vigoare cumva această expresie. O să fiu de acord cu cele spuse. Uite, ideea este tare simplă, că nu că nu e posibil. În principiu e posibil să faci afacere. Depinde de domeniu, depinde de cine ești tu, dar per general, dacă să luăm generația tânără, ea este în online. Dacă pe general să luăm vârsta, hai să luăm 16-35, deja consumul sau gradul de încredere este tot mai mare și mai mare în online. La oameni este comod acum în online să clicheze, să dea link, adică elementul de consum a utilizatorilor s-a schimbat. Și în acest context, rețelele de socializare au intervenit ca o platformă cea mai simplă, accesibilă și ieftină, pe de o parte din partea utilizatorilor, pe de altă parte din partea proprietarilor de afaceri care sunt prezenți în aceste rețele. Și acum, dacă vrei să, nu știu, bronezi o masă la un restaurant, te duci în Facebook și suni. Adică nu mai ții minte numărul de telefon. Dacă vrei să comanzi haine, te duci în Instagram. Dacă vrei să comanzi mâncare, te duci pe un site, iar vezi publicitatea din stories sau din alte surse. Respectiv, se zicea vreo 15 ani în urmă, cei care nu vor avea site nu vor exista. Așa era un concept. Bill Gates, care spunea în sensul ăsta, azi cine nu este în social media nu va exista în următorii 5-10 ani, pentru că social media va fi pentru generația Z și Alpha, acești copii care au azi 13-12 ani, care peste 5 ani vor deveni, în marketing se zice, persona buyer, adică persoana de bază care cumpără, consumatorii noștri de viitor. Ei sunt crescuți în social media. Și adevărat. Din ce platformă mai exact cumpără acum aceștia? Cred că avem așa o redistribuție pe domenii. Domeniul beauty sau domeniul de care este mai mult vizual, domeniul în care poți să vezi detalizare este Instagram-ul, pe de o parte. Domeniul de informare și foarte serios este Facebook-ul. Foarte bine începe să se vândă continuă, dar se integrează tot mai mult și mai mult YouTube-ul, ca platformă în care oamenii de vârsta 25-45 consumă conținut video foarte, foarte bine. Și pe de altă parte copiii, desene animate. Dacă vezi, ne poți în YouTube. Da, adevărat. Da, de la 2 ani deja. Da, ei deja știu cum acolo tot se deschide și se clicheze. Respectiv, dependență de domeniu, de regulă afacerile sunt prezente în așa zisul multi-channel communication. Adică noi avem și Facebook, și Instagram, și YouTube, și TikTok. Asta vreau să întreb. Unde îl pui pe TikTok? Pe TikTok unde îl pui? Pe nicăieri. Nu merge în Republica Moldova TikTok-ul? Nu, merge. E foarte bun. E foarte bun, doar că el este, hai să spun așa, pe depal pentru antreprenori sau pentru afaceri, pentru voi. Spre exemplu, TikTok-ul va fi mai mult pentru acest awareness, vizibilitatea. El nu este conversional, el nu face vânzări directe sau în mare parte el nu influențează supra vânzărilor azi. Dar, și zicem, cumva ne concentrăm pe Republica Moldova, pentru că chiar zilele trecute cumva vedeam tot videouri despre oameni care spuneau prin America că fac inclusiv prin TikTok 600, 700 de mii de dolari și tot așa mai departe. În viața mea n-am văzut așa bani. Adică ideea este că, spre exemplu, limba engleză foarte bine lucrează în TikTok. Instruirile sau informarea foarte fain lucrează. Avem spitale, avem clinici care... În TikTok ai două strategii foarte importante. Ori tu ești ha-ha-hi-hi și tu acolo dansezi, arăți trenduri, ori pe de altă parte ești carne, adică ești element care
informează oamenii despre ceva. Și atunci tu, dacă informezi despre ceva, oamenii încep să te privească. Însă, aceste sute de mii de vizualizări care azi le înregistrează practic jumătate de antreprenori prezenți în TikTok, ele sunt și Moldova, și România, și diaspora. Adică ele nu sunt neapărat Moldova. Noi nu avem atâția utilizatori, câte vizualizări de regulă putem vedea la oamenii care au un TikTok-uri dezvoltate. Deci fiecare rețea socială este un soi de atingeri cu clientul prin diferite perspective. Ziceam odată că, spre exemplu, acest interviu noi o să-l pasăm pe Facebook. Uh-huh. În Instagram putem să arătăm un backstage, cum aici noi suntem, iar în TikTok o să facem un dans. Dacă... da. Și, spre exemplu, că noi așa am comunicat în trei rețele total diferite, comunicând multi-channel communication. Dar cât de mult diferă și publicul de pe aceste rețele? Este așa element că, de facto, noi toți suntem practic în aceleași rețele. Doar că parcă intrăm într-o piele nouă. Adică tu când intri în anaclasnică, tu te transformi în alt om. Adică tu începi să consumi altfel. Mai ales am mai fost blajenile, acolo era tare, tare frumos. Respectiv, în sensul ăsta, practic oamenii sunt cei care zic, nu, eu nu-s acolo, sau eu nu înțeleg TikTok, eu nu mă bag încolo, eu nu știu și asta e Instagram-ul. Mama mea nu știe și asta e Instagram-ul, e crede-mă că eu vorbesc despre nu știu ce. Dar în contextul de utilizatori în masă, dacă vorbim vârsta 16, 45, 50. Aici noi spunem că oamenii consumă pur și simplu diferite informații de acolo. El când este în Instagram, el nu se așteaptă la nimic serios. El când este în Facebook, el reacționează la conținutul carne, cum zicem noi, serios, foarte adecvat. Adică, de ce aici e format, tu nu o să te uiți un live foarte oficial pe Insta Stories. Da, dar în Facebook poți să uiți chiar și la informarea organizațiilor sau televiziunile, ok, sunt să dea live în real time. Existau și anumite păreri încă de la bun început, precum că așa cum s-a trecut de la anaclasnici la Facebook, uh-huh, s-ar trece și de la Facebook la Instagram și că Facebook ar putea să fie dat uitării, ceea ce... Aproape este ireal din motiv că Facebook a cumpărat Instagram-ul și pentru ce lui ea se pierde. El a diversificat. Facebook-ul este unul dintre cei mai mari giganți în metaversul, hai să spunem așa. El deține WhatsApp-ul, Facebook-ul, Instagram-ul. Și atunci el redirecționează audiențele. Nu cred că va dispărea. Probabil ne așteptăm următorii 5-10 ani, nu așa departe, o schimbare de utilizare de consum. Noi acum intrăm în perioada virtual reality și respectiv, peste 10 ani, eu cred că n-am să stau fizic, dar să fiu o hologramă și, și o să fiu la sărata galbenă și o să comunicăm cu voi prin hologramă. Adică dacă ați observat acum trendul de metavers și virtual reality, tot marketingul și comunicarea rețelelor pleacă în realitatea virtuală. Până când tehnologia este, așa zisă, realitate adițională, adică este realitate și un pic de grafică, să spunem așa. Dar trendul vine nu în excludere, dar în evoluția persoanei buyer, persoana care consumă sau care decide, și formatul în care el asta o face. Este așa un exemplu foarte repede, când voi vă uitați la YouTube, bănuiesc, nu pot risca, dar bănuiesc, voi vă uitați full screen. Adică când te uiți la un video, dacă vrei să te uiți la un interviu, apeși full screen și să nu-ți încușinec. Dar dacă copiii se uită, dacă ați observat, ei întotdeauna lasă feed-ul și în orice moment pot schimba dizionul animat. Mm-hmm. În orice moment. Deci, adânsul, consum este foarte repede. Mașa și medvede, știi cum el repede acolo se făță. Respectiv, aici e despre formatul de consum. Dacă maturii se uită la așa dinamică, ei emețesc. Respectiv, rețelele, orice format de comunicare digital, el se adaptează la consumator. Iar cum consumatorii noștri sunt copiii mei, eu acum am 10-12 ani, peste 5-10 ani, ei sunt acei care vor sta, da, acei cumpărători despre care, da, ne spuneai mai devreme. Zi-ne despre cum se schimbă rețelele astea de socializare din punctul de vedere al afacerilor, antreprenorilor, cum se schimbă de fapt algoritmii, pentru că mulți acum se plâng despre faptul că informațiile pe care le distribuie ajung mai greu la consumatorul final. Sau ce ar trebui să facă
cu bani puțini, ca asta ne dorim noi, să ajungem la cât mai mulți oameni și dacă se poate. No, dorința voastră nu era. Adică ideea e că... Sau, noi, uite, noi... Hai întâi, fără bani puțini, cum întâi să ajungem, cum întâi să ajungem la oameni și după asta ne spui și cu câți bani se poate de făcut asta. Deschidem calculator. Nu, noi avem o experiență foarte frumoasă, absolvesc la noi în jur de 1000 de oameni anual. Și eu am interacțiuni direct în consultanță cu vreo 100-150 de afaceri anul. Uh-huh. Avem un trend foarte nesănătos, pe de-o parte. Oamenii vor ca elementul ăsta. Cum se poate așa? Eu să nu dau nică, dar nici să-mi vină mult. Și aici intervine un element că algoritmii îți dau oportunitatea asta. Adică dacă ați observat, în feed la voi, câteodată apar videouri cu milioane de vizualizări. Cu foarte multe like-uri. Deci, este așa concept ca contentul decide totul. Este așa unul din elemente. Respectiv, dacă tu ești o persoană foarte populară, care ori foarte talentată, care poate să creezi conținut viral, tu poți asta să faci. Dar dacă tu ești marca comercială, ca proprietar întreabă-te când ultima oară tu ai cumpărat din Facebook. Pentru că noi deseori noi nu cumpărăm, dar așteptăm ca cineva să cumpere la noi. Adică noi suntem într-o situație în care avem 1.300.000 de utilizatori în Facebook, vreo 800, mi se pare că crește acum pe Instagram, și noi toți vrem același lucru. Ca noi să dăm, să dăm, să dăm. Oamenii nu se concentrează la produs, oamenii nu se concentrează la persoana buyer, la audiența către care se adresează. Și atunci a intervenit așa o chestie, că noi parcă suntem într-o mare gaură în care tot ceva aruncă și așteaptă că acolo cineva să cumpere. De ce? Vectorul care eu l-aș aborda și recomanda este ca în primul și în primul rând să ne gândim la oameni. Cine este acea persoană? Dacă este persoană regională, nu este exclus că trebuie intrat în anaclasnic. Nu este exclus că trebuie dată la televiziune publicitatea, nu, în Facebook. Dar în Facebook să fii prezent ca un fel de brand awareness, așa zis, o vizibilitate. Dacă ești un salon de frumusețe sau haine, atunci nu este exclus ca la persoanele cu să te comod să intri în Instagram și în feed să nu fii poză cu ziua de naștere la contabil, că noi e bună dimineața, dar să fii pur și simplu rochea sau produsul tău cu detalii, mărime, culoare, parametri tehnici. Adică ce este important este că algoritmii, ei nimeni nu știe, nimeni nu știe, pentru că dacă ar ști, ar putea manipula. Dar un lucru este cert, în primul și în primul rând este utilizatorul. Și dacă tu vei crea conținut relevant, dacă tu vei crea conținut adaptat către audiența ta, atunci Facebook-ul va deschide ceacrele și o să afișeze și organic. Dar va trebui, totuși, dacă vrem să facem bani, va trebui să punem bani. Și un lucru care ar trebui să înveți antreprenorii este că afacerile, noi luăm așa, eu nu vreau să cheltui bani pe marketing. Și aici intervine elementul că noi nu trebuie să cheltuim bani pe marketing, dar noi trebuie să calculăm cât ne costă un client din Facebook sau un client din Instagram. Și dacă noi avem această cifră și ea ne aranjează, nu contează cât noi investim. Dumitru Dumnezeu, mulțumim mult pentru prezență. Sperăm că am făcut așa un pic de lumină. O leacă de... O meu am stau de dar dacă vor mai multă lumină, te găsesc pe rețelele de socializare. Mulțumim mult!